Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au avut întotdeauna o relație specială. Recent, designerul de modă a vorbit despre sentimentele pe care le are față de blondină și a numit-o pe aceasta creația lui. Imediat cum a auzit aceste declarații, fosta soția lui Alex Bodi a ieșit cu o replică pentru creator. Iată ce spune Diva despre prietenia pe care o are cu fostul jurat de la Bravo, Ai Stil. Drăgușanu a oferit imediat o replică comentariilor făcute de Cătălin Botezatu. Vedeta are doar cuvinte de laudă la adresa creatorului de modă. Ea susține că este un bărbat fermecător, deștept și frumos. Bianca este una dintre cele mai controversate personaje din showbiz. Cu toate acestea, este o femeie asumată, astfel că la podcastul fiță cu adiță. Ea a vorbit despre influența pe care a avut-o fostul iubit, Cătălin Botezatu, asupra vieții sale. Bianca Drăgușanu a continuat să vorbească despre relația de prietenie care o leagă de Botezatu și a subliniat că este omul pe care se poate baza, atunci când are nevoie. Bianca a mai menționat că motivul pentru care a reușit în showbiz este ambiția ei și dorința de a învăța. Bianca Drăgușanu a apărut pentru prima dată la TV, cu ani în urmă, la emisiunea Din Dragostea lui Mircea Radu. Pe atunci era doar o fată simplă, cu o siluetă rubensiană, ce iubea un bărbat de condiție socială modestă. În timp, Bianca Drăgușanu a trecut printr-o transformare fabuloasă. S-a ambiționat și a slăbit considerabil, iar apoi a trecut prin mai multe operații estetice. Astfel, ea a devenit cea mai frumoasă femeie din România care se poate lăuda cu forme voluptoase.